Găsit, dragii noștri. Spuneți-mi dacă mă auziți, dacă totul e în regulă. Ok. Da, vine primăvara. Și așa cum mai spuneam, am fost anunțați că berzele din Japonia pleacă spre Siberia, semn că primăvara este aproape. E primăvara și noi, e primăvara peste tot și suntem bucuroși că suntem în rezonanță cu natura și planeta, cu noi înșine și cosmosul din noi. Suntem într-o lucrare de care continuă de ieri când am închis calculatorul, pornită din ceea ce deja ne-am dăruit ca ființe întregi. O lucrare care ne cere din nou focalizare maximă, de data aceasta cu rezonanțe în viața noastră actuală foarte puternice. Suntem rugați să rămânem din nou în liniștea și pacea din noi înșine. Pur și simplu să ne răsfățăm în această plămadă de liniște și pace care suntem tot noi. Să lăsăm tot ceea ce este altă vibrație decât liniștea profundă, totală și pacea cu noi înșine. Să fie absorbit de sunetul de fond al nemărginirii veșnice. Dinainte de orice naștere. Să lăsăm corpurile noastre să se adune la acest nivel vibrator din noi înșine. Și toate coloanele de lumină, de culori și sunete, în liniștea și pacea care suntem, coaguleze această stare. Miliarde de ani ar fi trebuit, dacă ar fi fost să o facem noi înșine singuri. Dar aceasta e chemarea ființei noastre nemărginite, veșnice, către ea însăși, fiecare ce-o formă și suntem. Încă sunt presiuni în cap, creierele noastre sunt baze de date foarte scumătoase încă, căutând soluții pentru viața noastră actuală, pentru destinul nostru viitor. Pentru că el încă crede că va fi un viitor din trecutul nostru. Azi le anunțăm că în liniștea și pacea care suntem, omniprezența, potența, știința noastră se coagulează chiar și în mintea noastră.
Acolo e un alt destin al nostru, cu totul și cu totul altfel. De aceea, nemărginirea veșnică dinainte de orice naștere, în această clipă de liniște profundă, de adâncă împăcare și pace și liniște, care suntem, ca de obicei trimite sunetul de fond pentru lucrările personalizate, ca un background, ca o operație continuă, necesară, de împăcare prin iubire, de vindecare, de aliniere, în vibrația compasiunii și înțelegerii și absorbire în liniștea totală, dinainte de orice naștere, în aluatul primordial al Marelui Laborator Suprem, a tot ceea ce încă mai sunt valurile trecutului, prezentului și viitorului din trecutul nostru. Din trecutul său. Ne-am arginit. Și în această stare suntem anunțați de sunetul de fond, de nemărginirea însăși, veșnicia înainte de orice naștere. A venit momentul de a ne dărui toate destinele noastre, trecute, prezente și viitoare din trecut. Și pe acesta, pe care îl trăim încă în temporalitate, în multe aspecte ale sale, din aici și sunt rețele uriașe în noi, pe vieți, plecări și pregătiri pentru reveniri, legate de un fir roșu al asocierilor de sprijin, de înțelegere mai adâncă a ceea ce suntem cu adevărat. Unele sunt încălcite, unele încă sunt în așteptarea unui miracol, altele sunt de-abia începute, altele sunt în război, în noi înșine. Sunt miriade de destine în fiecare, ale noastre, ale rolurilor noastre, de la ființa unicelulară până la cea nemărginită. Unele sunt cu spatele, unele la altele. Nici nu vor să audă că ar fi prietene. Destine care ne leagă, cum ziceți voi, karmic, prin care descălcelile opozițiilor din noi, ca destine diferite, pot fi destrămate doar din perspectiva nemărginirii noastre, prin o înțelegere totală, iertări reciproce nemărginite, iubiri reciproce nemărginite, în toate și prin toate și din toate coagulările noastre, destinele care am fost, care suntem și vom fi din trecutul nostru, ca proiecții. Dacă aceasta o dorim, mulțumiri nemărginite reciproce.
vindecări nemărginite reciproce ale tuturor destinelor noastre, personale, familiale, de grupuri, de echipe, de dimensiuni, de profesii, de perspective, de comuniuni, națiuni, planete, soli, constelații, galaxii, întreaga fizicalitate cosmică din care facem parte și cea subtilă din care facem parte din totdeauna. Destine nemărginite ale destinelor tuturor paradigmelor nemărginirii veșnice, trecute, prezente și viitoare din trecut. Nemărginirea veșnică înainte de orice naștere și le adună pe toate din noi înșine, cu tot cu noi. Și această chemare este pur și simplu să acceptăm această adunare a tuturor comorilor destinelor noastre în destinul suprem al nemărginirii veșnice trecute, prezente și viitoare din trecut. Este o lucrare de o complexitate nemărginită, ne spune însă ființa noastră, plămada întreagă a sa din noi înșine. Pentru că fiecare destin și fiecare are nemărginite feluri de destine. Este în asociere cu acelui lal și preună cu amantalelor fiecăruia. Această lucrare a putut fi conștientizată de-abia acum și pornită din lucrările integrărilor precedente. În liniștea și pacea din noi doar se putea deschide ființa noastră întreagă nemărginită. Pentru ca fără efecte secundare, toate asocierile și cărările care am fost ca destinele noastre pot fi absorbite, pot fi împăcate, pot fi iertate, pot fi mulțumite, recunoscute, onorate și absorbite. Simplu și natural. E vremea acestei goliri a destinelor tuturor paradigmelor trecute, prezente și viitoare din trecutul nemărginirii veșnice care am fost. E o golire fără precedent, ne spun cei care ne susțin dintotdeauna și cu care suntem unime, fără precedent.
Simțim în pacea și liniștea din noi cum se coagulează o realitate materializată mult mai dens, de cu totul altă consistență și vibrație. Și aceștia suntem noi, destinele noastre favorite de noi înșine. Lumii întregi coagulate în aceeași scară evolutivă pentru a înțelege ceva, pentru o altă scară evolutivă care ne-a susținut din noi înșine, din mantalele noastre și într-un fel ne-a fost ghid până am înțeles și ne-am deschis către altă scară evolutivă. Într-un destin dincolo de vieți, morți și pregătiri de revenire. Pentru această clipă, destine, destine, destine. Asociate acum pentru a coagula conștient destinul tuturor paradigmelor nemărginirii în creațiile sale, materializate prin fiecare și împreună nemărginit. Ca lumi virtuale în care, chiar dacă spațialitatea ne-a întrepătruns ca actori, creind timpul experimentărilor noastre și le-am numit prelungiri ale nemărginirii veșnice, virtualitatea experimentării sale prin noi. Sau ceea ce unii spuneau iluzie. Toate ne-au sprijinit ca să trăim ca o realitate materializată sentimentele, ideile, pentru dezvoltarea acelei realități prin noi înșine unic. Repetiții, repetiții, repetiții pentru această clipă. Emarginite rețele de trăire, de emoții, de nașteri și renașteri până când fluidul informațional, energetic, lumina și gândul și cuvântul suprem din sămânța stelară, ca rol primordial, a înțeles rostul tuturor destinelor sale. Ca prelungire a ființei sale veșnice nemărginite din totdeauna. Acum această călătorie și toate rezultatele sale prin destine uimitoare, miraculoase, din care am ieșit, folosindu-ne din ce în ce mai conștient plenitudinea și abundența scânteii divine, hrana subtilă a conectării noastre la cel ce suntem dintotdeauna, se întoarce
în locul de unde a pornit, refăcând paradigmele trecute, prezente și viitoare din trecut, într-o cu totul și cu totul altă perspectivă conștientă, în care restricțiile, tinereții noastre se disolvă în nemărginita înțelepciunea înțelegerii a ceea ce suntem cu adevărat din totdeauna. E ca și când pescarul întinsându-și năvodul cosmic al veșniciei sale a dat posibilitatea unei spațialități de creștere a tuturor semințelor stelare care îl formează. Și din ființe unicelulare agitându-ne destinul, tinereții noastre cosmice, în toate paradigmele, trăim acum destinul trecut înțeles al ființei nemărginite care suntem, este. Existăm deja. Aceasta e măreția tuturor destinelor create pentru această clipă. Aceasta e măreția pescarului care suntem concomitent cu toate semințele stelare care îl formăm și suntem, existăm. În fizica cuantică se spune observatorul și cel observat. Destinele celui observat rănit de oceanul de iubire al observatorului astăzi, în această clipă, devin o singură ființă. Destinul tuturor paradigmelor trecute, de prezent și viitoare din trecut, în coerența comuniunii desăvârșite. Doar în felul acesta îl putem preda ca ființe cu tot cu noi, cei din această paradigmă a supremului destin, laboratorului central suprem. Simțim această întrepătrundere și unire a miriadelor de destine care am fost, care încă mai suntem în chimismul nostru înfierbântat, în eliberare. Trăim această cu adevărat.
dăruim totul ca pietre prețioase ale comorilor, existente în fiecare destin ca roluri în destinul nostru suprem din noi înșine, unit cu cel al nemărginirii care am fost. Curg apele pe noi și porii se deschid, pentru că concomitent ființa noastră e gata să-și absoarbă propriul destin omniprezent al noi paradigme, nemărginirea veșnică în manifestare ca lume nouă. Cerem sunetului de fond să mărească vitezele și într-un sens și mai ales în nemărginitele moduri de absorbire a propriului destin unic din noua paradigma nemărginirii care suntem deja. Omniprezent, omnipotent, omniscient. Pur și simplu suntem. Existăm. Ca destin al noi paradigme al lumii noi. Fiecare. Simțim concomitent operații ale întâlnirii supreme din noi înșine trecute, prezente și viitoare, a nemărginitelor destine ale celui observat, unit cu supremul destin al nemărginirii noastre trecute, prezente și viitoare din trecut. Cum se unește cu laboratorul central suprem. Și concomitent tot ce a rămas suntem nemărginirea veșnică. Lumea nouă. Cel mai larg corp. Existența ființei noastre. A destinului nostru. Unic fiecăruia și împreună, fără separare, al luminii noi.
Totul este aceasta. Și aceasta este fiecare. Dacă ne-am întrebat vreodată ce înseamnă să trăiești omniprezent, potent, scient, aceasta e prima etapă a destinului nostru omniprezent, potent, scient. Este un proces. Ne spunem ca nemărginire. Noua paradigma care suntem. Să avem răbdare cu noi. Ne spunem fiecare. Să lăsăm corpurile noastre să plutească în spațiul destinului nostru, omniprezent, potent, știent. Să ne cunoaștem noua paradigma lumii noi și biologic. Să ne chemăm armonia tuturor aspectelor. Să ne ghideze cu înțelepciune. Această existență a propriului destin omniprezent, potent, scient. În manifestarea lumii noi, din noi înșine. Către noi înșine nemărginiți care suntem. Existăm deja ca lume nouă. Sunt destinul lumii noi. În carne și oase. În destinul lumii noi, în carne și oase, familie. Să lăsăm armonizările să aibă loc. Omniprezent, potent, scient. În destinul lumii noi, comunitate, omniprezent, potent, scient. Să ne armonizăm în armonia tuturor aspectelor acestei existențe omniprezente, potente, scient. În destinul națiunii, omnipotent, omniprezent, omniscient. Să cerem
înțelepților fiecărui aspect. Să ne ajute în concordanță cu sinergia armoniei supreme a luminii noi. Să ne coagulăm destinele într-un întreg, coerent, plin de iubire și împăcare, plin de credință și entuziasm, plin de creativitate și respect al unicității fiecăruia și al nostru însuși. În destinul planetar, omniprezent, potencient, în care toate națiunile, cu ghizi personalizați, ai înțelepciunii tuturor aspectelor, și-au început procesul de integrare a coerenței comuniunii planetare, omniprezente, potente, știente. În destinul lumii noi, nemărginite, omnipotent, omniprezent, omniscient. În care toate ființele celeste, sori, planete, constelații, galaxii, materia și energia întunecată, toate geometriile sacre și legile unite în legea 1 și a uninii noastre, omniprezente, potente, știente. Ne sprijină pentru armonizare, pentru înțelegere și dizolvarea separărilor. Noi paradigme în ea însăși, în afară și tot ce-i legat de ea care sunt. Și această unire a destinului omniprezent, potent, scient, de la nemărginirea coagulată care este fiecare până la nemărginirea sa veșnică din noi și cosmos, se conectează la izvorul fără de început și fără de sfârșit al nemărginitei veșnicii din care s-a născut. Simțim rețelele care se formează instantaneu de conectare între acest suprem izvor și cel din interiorul nostru, ca unic destin al paradigmei lumii noi. Prin coerența nemărginirii coagulate a fiecărui izvor din noi înșine, formând miracolul și frumusețea nemărginitelor potențiale de creștere concretă a ființării nemărginirii veșnice prin fiecare și împreună ca lume nouă.
Stăm în casele noastre, de unde n-am plecat niciodată, în aceste lucrări. Totul este în noi și nemărginirea și veșnicia și destinul nostru. Unic în destinul mantalelor noastre și a nemărginirii însăși, ca lume nouă. Sunetul de fond pătrunde adânc, personalizând fiecare integrare în suprema armonie a tuturor aspectelor. Lumii noi în fiecare unic. Și împreună ca unime a legii supreme, a coerenței și comuniunii noastre coerente. Sunetul de fond pătrundeat încă în inima noastră, izvor fără de început și fără de sfârșit, hrănit direct izvorul, fără de început și fără de sfârșit al lumii noi, veșnice, nemărginite. Sunt operații în operații, lucrări în lucrări, de complexitate covârșitoare. Iar noi suntem doar efectul cererii noastre și acceptării noastre de a exista aceasta în totalitate. Din această clipă, în ritmul fiecăruia, noul destin al lumii noi este. Pentru el personal, într-o coerență mai largă, familială, de destin nou, într-una și mai largă, de comunitate, de instituții, de societăți, de țară, popor, neam, națiune, națiune, pământ, sistem solar, galaxie, intergalacticul întreg, vizibilul fizic, cosmic și subtilul său, materia și energia întunecată, întreaga lume nouă și destinul său nou nouț. E în perioada de integrare și armonizare a sa în întregime, în fiecare și împreună ca lume nouă, veșnică, nemărginită prin fiecare. Geometriile sacre ale structurilor noilor destine în suprema paradigmă și destinul lumii noi se conectează cu viteze nemărginite în noi, unic în fiecare și împreună în comuniune și coerența comuniunii întregului care suntem, este. Existăm deja.
Cu smerenie și recunoștință, mă plec în fața destinului meu. No notes. Alumii noi care sunt, suntem, este, există, deja. Și chiar așa, existăm deja. Doar să-i dăm voie să trăiască prin fiecare. Sunetul de fond pregătind această acceptare să se materializeze. Unic, în fiecare și împreună ne marginit ca lume nou. Și în această stare, Marieta, ești așteptată în Orion pentru a putea să-ți iei de aici destine multe. Pentru că aceasta e poarta prin care tu ai venit pe pământ. Ești însoțită de nave ale constelațiilor precedente prin care ai intrat pe pământ. Ca o comunitate de sprijin. Pentru ca la toate nivelele vibratorii să poți să fii sprijinită și totul să se întâmple simplu și natural, așa cum de fapt se și întâmplă. Simți că ceva se unește cu tine și stă putere inimii fizice. Îți deschide poarta temporalității în zona gâtului și îți absoarbe buclele temporare ale neacceptării de sine, din trecutul, prezentul și viitorul din trecutul tău. Ești așteptat în poarta stelară arturiană, în una din camerele de armonizare și vindecare, prin iubire și compasiune. Violetul și indigoul pulsează în încăpere și fac aceste operații prin culoare și sunet, prin toningul sunetului tău de fond armonizator, prin iubire și compasiune, prin înțelegere și dăruire, prin acceptare că ești mai mult decât ai crezut că ești. Dintotdeauna ești nemarginită. Pacea și liniștea coboară prin undele iubirii pure și indigoul se întrepătrunde cu auriul și argintiul curățător. Platina și albul strălucitor. Fluidul nației tale din tine te sprijină ca o punte de legătură între cel care ești întotdeauna și rolul tău pe acest pământ românesc. Zona cor d'argent și cea tiroidiană sunt eliberate de emoții și legături trecute. Ești ajutată să urci în centrul porții stelare
din centrul acestei zone. Urcă cristalul arcturian. Care se unește cu cel planetar din tine. Și care îți sparge tiparele trecute, prezente și viitoare din trecutul ființei tale. Bună ziua. Mulțumim din suflet. Marieta, lucrarea a continuat și tot ce era nevoie de aliniat în tine este aproape gata. Ființa ta este una cu cristalul din tine planetar și cel arturian. De menținere a vibrației în minim 5 vibrator în biologicul tău. Este procesul de eliberare a destinelor împăcate în tine, nemărginite destine. Și absorbire a lor. În laboratorul suprem cel central al nemărginirii veșnice. Coborlin pe pământ, la Sarmise Cetusa, regia. Și subteran, în centrul inimii Mamei Pământ, te unești cu cristalul planetar al iubirii și compasiunii, al împlinirii cerului și pământului înăuntrul tău, ca lume nouă. Destinul unicității tale, în supremul destin al paradigmei luminoi, sunetul de fond, cerul și pământul, prietenii arcturieni și toți cei care au contribuit la upgradarea fizicalității tale în destinele precedente, te înconjoară și te ajută pentru această împlinire. Ești peste tot și în casa ta. Și pământul și cerul lucrează pentru nașterea destinului tău, noua paradigmă lume nouă. Doar să le dai voie. Este lucrarea însăși care va dura încă în jur de 8 zile. E bine să o asculți de câteva ori pentru ca
Sunetul de fond de câte ori ți aduce aminte să mărească viteza, chiar dacă nu asculți, dar ea este în celulele tale ca o chemare, a ta către tine însăți. Îți mulțumim pentru această chemare a ta la întregire, la împăcare și iubire, la naștere a noului tău destin, lume nouă, unicitatea ființei tale, în uniunea care suntem, ești, este, existăm deja. Ne eliberăm una de cealaltă, tu de mine, eu de tine, noi de tine, tu de noi, iar noi ne întoarcem în propriul destin al lumii noi care suntem, lăsând această conectare să se facă personalizat în destinul unic al nostru, al cel al familiei, al țării, al națiunii, al pământului, al nemărginitei lumii noi veșnice, care totul deja există prin fiecare unic și împreună nemărginit. Cu smerenie și cu recunoștință, mulțumim fiecăruia pentru atingerea acestei împliniri. Mulțumesc mie însă, mulțumesc vouă, mulțumesc nemărginirii, noul destin al paradigmei lumii noi care suntem, în creația sa, existentă deja, prin fiecare unic și împreună veșnic. Plecăciune. Da, ne încânta și tu, Mihai, cu ceea ce înseamnă flash-urile ființei tale. Vreau să vă mulțumesc pentru tot ceea ce împărtășiți prin scris, prin cuvânt, prin simțire. Și mesajul care ne este transmis de ființa noastră nemărginită, total integrată, deja ca lume nouă, ca destin al lumii noi, este acesta. Lucrul cu noi înșine, cu sunetul de fond, cu tot ceea ce pleacă concomitent cu lucrările de integrare și conștientizare a ceea ce suntem cu adevărat, este să ne împăcăm total, și această lucrare a fost în trecut, doar că la un alt nivel, total, atât de total încât să nu ne mai vină nici în gând, nici în cuvânt, nici în acțiune, cu lumina și întunericul, această dualitate supremă, dusă în extremis și într-o parte și în alta, prin călătoriile noastre și destinele noastre, alese special ca să trăim in extremis, adică până la fundul sacului, cum zicem noi, și lumina și întunericul, pentru că doar în felul acesta, totalitatea acceptării noastre întregi, în dualitate, poate într-adevăr să ne nască total. Pentru că împăcarea înseamnă că la nivelul nemărginirii nu știm încă care a fost rolul pe care noi l-am avut in extremis, în întuneric sau în lumină. Încât a nu accepta rolul in extremis al întunericului din noi înșine, ca polaritate și apoi dus mai departe de prea multă vreme, uitând de lumina care suntem, este să nu ne acceptăm pe noi. Ființa noastră nemărginită ne roagă din suflet să facem acest lucru conștient, pentru că inconștient, adică lucrările curg doar să le conștientizăm. Și simt că acest lucru s-a făcut prin cuvânt acum.
pentru că nodurile temporare din zona tiroidiană, privind aceste bucle temporare de lumină și întuneric in extremis din noi, aceste destine cu roluri multiple, au început să freamăte la această chemare. Canalul dintre tiroidă și timus, la acest nivel de acceptare și aducere aminte, a început să freamăte și să se golească, să aibă această tendință, wow, în sfârșit, parcă n-am aer. Atât de multă energie este acumulată acolo de frustrare. Când noi, cei in extremis, întuneric și lumină în dualitate, trăind destinele noastre complet în acele vibrații, nu ne-am adus aminte de noi până acum. Este o ușurare a lucrărilor sunetului de fond prin absorbirea și împăcarea destinelor noastre în care sunt nemărginite roluri ale sufletului nostru. Este o lucrare de o densitate și de o complexitate atât de mare, încât la un moment dat s-ar putea să nu puteți să vă sculați, să dormiți într-una, sau să nu mai aveți aer, să aveți nod în gât. Pur și simplu creștetul capului e găurit ca un burghiu, pentru că este energia supremă a destinelor noastre, adunată și nelăsată să se manifeste din teamă, din etichetări, din judecăți față de noi înșine. Aceasta este rugămintea ființei noastre nemărginite, care a atins nivelul iubirii destinelor sale totale. Aceasta e rugămintea. Și pentru această împlinire, cu recunoștință și smerenie, ființa noastră nemărginită ne spune: de nemărginite ori,